În această seară, la Cinemateca Eforie, a avut loc cea de-a 15-a întâlnire din cadrul Cineclubului Film, început anul trecut, care este o serie de evenimente organizată de Arhiva Națională de Filme Cinemateca Română în colaborare cu revista Film, publicație trimestrială a Uniunii Cineaștilor din România. Și în cadrul acestui eveniment am avut plăcerea de a o avea invitată pe Marina Boica, care a prezentat un film inedit din istoria cinematografului românesc. Este vorba despre Țărul N-are Sfârșit, de Mircea Săucan, care, deși realizat la începutul anilor 60, practic nu a avut o premieră pe ecranele românești până în 90. Și cu această ocazie am lansat și noul număr al revistei noastre, primul pe acest an, care se remarcă prin două dosare care ocupă, să zicem, cam jumătate din număr. Este vorba, în primul rând, despre dosarul Remember 2016. La fiecare prim număr dintr-un an, revista Film își propune să privească înapoi către anul care s-a scurs și mai mulți critici din generații diferite și-au spus opiniile despre ceea ce s-a întâmplat în cinematografia românească în 2016. Al doilea dosar important este filmul muzical românesc, în care, pe lângă o privire istorică asupra evoluției genului în România, ne-am oprit și la cel mai recent musical românesc. Este vorba despre 6,9 pe scara Richter al lui Nae Carafil. Mai avem, pentru că Ana Mon Amour a fost unul dintre cele mai importante filme românești ale începutului de an, avem două interviuri cu regizorul Călin Peter Netzer și cu interpreta principală Diana Cavaliotti, care apare, după cum vedeți, și pe coperta acestui număr. Legat de tema celor de-a doilea dosar, filmul muzical românesc, avem un interviu foarte interesant cu Margarita Păslaru, pentru că atunci când spui film muzical românesc, te gândești în primul rând, cred că, la Margarita Păslaru.